V-ați întrebat vreodată oare ce s-ar întâmpla cu cel mai drogat om din lume? Ei bine, dragii mei, eu pentru voi am astăzi o poveste despre un om care posibil a ajuns la acel titlu și s-a întâmplat în al doilea război mondial în timp ce se bătea cu rușii. Ok, scurtă lecție de istorie. În cel al doilea război mondial, finlandezii au făcut o alianță dubioasă cu germanii pentru că se băteau amândoi cu rușii sau sovietici la vremea aia. Pe scurt, sovieticii voiau teritoriul finlandezilor și finlandezii nu voiau să-l dea, așa că germanii le-au oferit arme și provizii finlandezilor pentru a se apăra. Printre care și pervitin. Pentru cei care nu știu ce e pervitin, e metamfetamina, adică drogura pe care îl foloseau în Breaking Bad. Și cei care nu știu despre metamfetamina, metamfetamina îți dă energie și te face să nu dormi. Adică așa am auzit și eu. Și în martie 18, 1944, o trupă de finlandezi, printre care și Oimo Koivunen, care este omul nostru, erau în patrulă și au fost prinși într-o ambuscadă de către ruși. Așa că au luat-o la goană, mă rog, prin au luat-o la goană vreau să zic că au început să schieze, pentru că asta se întâmplă în Finlanda și e foarte multă zăpadă. Iar în timp ce schiau, Oimo a început să se simtă obosit pentru că nu dormise suficient de bine și nici nu mâncase suficient. Așa că ce s-a gândit? A luat flaconul de pervitin și a încercat să ia o pastilă, pentru că Oimo era un băiat cu minte și i-au dat lui flaconul că știa că nu o să facă prostii cu el și nu o să abuzeze. Și el a încercat să ia o pastilă ca să prindă energie, să poată să continue, evident, să nu îl prindă ăștia. Și pentru că era iarnă, într-un oarecare motiv, flaconul s-a umezit înăuntru și s-au lipit pastilele una de alta și când le-a pus în mănușă din cauza mănușii, n-a putut să le desfacă pentru că el făcea în timp ce schia chestia asta, așa că ce s-a gândit el? Hai să iau toate cele 30 de pastile într-o bucată. Și a început aventura vieții. Aventura, strigați ura. A început să se simtă foarte bine, dintr-o dată se simțea plin de viață, plin de energie, schia ca nimeni altul. Colegii lui abia dacă țineau pasul cu el, au scăpat de ruși, au ajuns într-o poziție bună și colegii lui și-au dat seama că ceva nu era în regulă cu el, pentru că ăsta n-avea stare, era tot neliniștit, se plimba de colo-colo și s-au gândit să se ducă, să ia muniția și cuțitul și să le pună deoparte ca să nu rănească pe cineva. Și când s-au întors să se uite la el, Oimo nu mai era. Unde era Oimo? Păi, hai să sărim puțin așa în timp, peste nu știm exact cât timp, Oimo se trezește și își dă seama că își luase blackout. Dar nu genul ăla de blackout pe care ți-l iei la beție în studenție. Nu, 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 mă refer că Oimo a schiat 100 de kilometri într-o direcție ala Ndala și abia după aia s-a pus pe jos și s-a culcat. Dintr-un oarecare motiv. Se trezește Oimo, se uită în jur, nu vede pe nimeni. Începe să schieze dintr-o parte în alta, să vadă, poate găsește pe cineva și într-un final vede un foc. Așa că se gândește să se ducă către acel foc, pentru că bineînțeles că el se gândește că sunt prietenii lui. Și în timp ce schiază, se apropie de tabără și vede că sunt rușii. Nu mai avea timp să se întoarcă, așa că n-a avut de ales decât să taie toată tabăra, schimb cât de repede poate printre ruși. Stau și mă întreb ce naiba s-au gândit rușii. La vremea aia știau că mai există moartea albă, cel mai prolific sniper, 500 de morți făcute. Și apoi trece tipul ăsta care nu are nicio treabă așa până tabăra ta fără niciun stres, schiază gen... Fiu! Abia dacă apuci să-l prind schiază, zici că e roadrunner pe gheață. Stă Oimo să se odihnească un pic și la un moment dat vede că vine un rus undeva dintre copaci. Se ridică, pune arma, vrea să tragă, realizează că nu mai are gloanțe. Ia arma, aruncă în rus, lovește în cap și se transformă în zăpadă. El de fapt tocmai lovise o creangă pe care se afla zăpadă și începu să se halucineze. Da, dacă nu știați de asemenea, dacă e prea mult met, încep să și halucinezi. Adică așa am auzit. Ok, bun, realizează că nu mai are cuțitul, dar problema e că acum e foame, deci trebuie să-i mănânce și el ceva. Nu prea are efectiv nimic la el, așa că se alege cu un fel de terci făcut din pin de brad și muguri și chestii, îl mănâncă, fierbe chestia aia câteva ore, o mănâncă, îi se pare cea mai delicioasă chestie, pentru că metamfetamină, bineînțeles.
Și după aia pornește la drum, începe să caute tot la fel, nu știe cât timp a trecut, găsește într-un final o cabană, se duce, pune mâna pe ea, pune mâna pe ușă, vede că e reală. Deci am ajuns în punctul în care el juca un joc de e real, nu e real. Deschide ușa pentru că în zona asta din Finlanda și de fapt în majoritatea zonelor unde este extrem de frig, este politicos sau o tradiție mai bine zis să lași cabana deschisă în cazul în care ai cabană, tocmai pentru această ocazie. Dacă vine cineva rătăcit noaptea sau nu neapărat noaptea, să nu moară de frig, să intre în cabana ta, să-și facă un foc și toate cele. De cele mai multe ori ai tot ce trebuie înăuntru. Intră Oimo, se face comod, își aprinde focul în mijlocul cabanei, bineînțeles, pentru că met. Se așa că se pune jos la somn și dintr-o dată căldura începe să fie așa, să se întețească, să fie din ce în ce mai tare, se dă un pic mai la stânga, iar vine căldura, iar se întețește, se întoarce cu spatele, iar se întețește căldura, iar se dă un pic mai la stânga și la un moment dat simte cum s-a lipit așa de perete. Stă, se întoarce, se uită, toată cabana era în foc. Iese din cabană, cabana pică, se duce înapoi, face focul în șemineu de data asta, se pune lângă el și adorme. Se trezește a doua zi, trebuie să-și caute prietenii. Se duce în pădure și la un moment dat un jder iese din pădure. Oimo, fiind drogat, dar nu mai știa de capul lui, trebuia să se bată cu acest jder pentru că venea către el să-l atace. Jderul vine și îl atacă pe Oimo. Oimo scoate cuțitul, începe să-l înjunghe și îl pune la podea și se bate cu jderul și îl înjunghe și îl înjunghe și la un moment dat și-aduce aminte că de fapt colegii lui au luat cuțitul și el n-avea cuțitul, așa că nu știa cu ce înjunghe asta și se uită și de fapt era busola lui, omul tocmai îi spărsese busola, dar hei, măcar a bătut jderul și se uită la jder și înapoi la el se uita o buturugă, omul era halucinat și și-a spart busola degeaba într-o buturugă. Ei. Ok, bun, nu e cel mai devastator lucru, încă e pe picioarele lui, încă are schiurile, încă e în viață, mâncase, era ok, fiersese apă, a băut, bun, hai la drum. Și la un moment dat vede o luminiță, ca un foc în depărtare și merge după luminiță, și merge după luminiță, și merge după luminiță, adică schiază după luminiță, mai bine zis, schiază, schiază și parcă luminița se tot îndepărtează și se îndepărtează și nu-și dă seama ce se întâmplă și merge și merge și la un moment dat realizează că el de fapt schiază 8 ore după Steaua Nordului. Da. Într-un final găsește o tabără de germani și zice, bun, perfect, germanii or să mă ajute, o să fie totul bine, o să mă reîntâlnesc cu colegii mei. Mă se duce către tabără, începe să strige, nu răspunde nimeni. Germanii abandonaseră această tabără. Ceea ce nu e ideal, pentru că după cum știm, germanii după ce abandonează ceva, în perioada aia mai ales, lasă capcane, bineînțeles. Așa că, boi, mă merge și calcă într-o mină, ies încă în viață, dar piciorul lui stâng e făcut praf. Așa că acceptă că o să moară și el zice că a stat acolo câteva zile, dar având în vedere că era pe met, nu prea putem să confirmăm cât timp a stat el pe jos, dar după ceva timp, după ce a văzut că nu moare, a zis ok, bun, fie, nu e timpul meu, hai mă ridic. Se ridică el, cum se ridică, se tărește 100 de metri până la o altă cabană, pune mâna pe clanță și acolo era o capcană și îl bubuie pe Oimo. Îl aruncă pe Oimo undeva la 90 metri și acesta își pierde conștiința pe loc. După ceva timp se trezește, își rupe cămașa, își leagă ce-a mai rămas din piciorul lui, pentru că în momentul de față era mai mult os cu carne arsă, cumva nu știu cum a reușit să supraviețuiască, și își aprinde un foc ca să-i țină de cald. Și se hrănește cu pini din brad și cu apă, adică zăpadă fiartă. La un moment dat, o gaiță aterizează lângă el și acesta ia schiul, îl pognește gaița și o mănâncă crudă, pentru că, bineînțeles, o mănâncă crudă, pentru că met. Orice ți se pare genial când ești pe metamfetamină. Adică așa am auzit și eu. Și după ceva timp, vin 3 soldați finlandezi, în sfârșit o să fie salvat. Strigă la ei, aceștia îl văd, vin către ei și unul dintre ei calcă într-o mină. Și ceilalți doi zic, știi ce, nu putem să cărăm decât un singur om și o să-l cărăm pe prietenul nostru, dar nu-ți fă griji, când ajungem în bază o să trimitem pe cineva după tine. Și plec. Și
Și Oimo rămâne acolo încă pentru câteva zile, când într-un final trece un elicopter, îl vede pe acolo și se duc germanii și finlandezii. Germanii dezamorsează nenorocitele alea de mine și finlandezii îl salvează. Într-un final, Oimo se trezește în spital. A supraviețuit cumva la toată această nebunie. A aflat că a fost dispărut timp de 14 zile și a fost găsit la 400 de kilometri distanță de locul din care a plecat. Și inima lui avea rata de 200 de bătăi pe minut și cântărea vreo 43 de kilograme. Doamne iartă-mă, deci omul ăsta a ajuns să-l vadă pe Dumnezeu, pe bune. Deci uitați-vă la fața lui, n-aveți cum să-mi spuneți că asta nu e fața unui om care l-a văzut pe Dumnezeu. Ok, bun. Și după toată chestia asta, s-a terminat războiul. Oimo a trăit până la 71 de ani, murind în 1989, dragii mei. Și nu prea mai vorbit despre aventurile lui din război, bine, probabil pentru că nici nu prea mai ținea minte ce s-a întâmplat și ce, din ce ținea minte, nu era sigur ce a fost real și ce n-a fost real. Dar totuși, la un moment dat, a fost un concurs în care s-a înscris despre cele mai nebune povești din război și a luat locul 2. Cumva cineva a bătut povestea asta, dragii mei. Ce avem de învățat din această... ce avem noi de învățat din această poveste? Că metul e bun. Bine, nu, glumesc, evident că nu e... Nu, Doamne ferește, nu mă luați pe cuvânt,